Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața, sunt convins că ați sesizat un anumit tonus în vocea lui Zaf, care se cântărește mai nou în fiecare dimineață, deoarece este în coborâre. Da. Asta practic toți ne îndreptăm spre 100 de kilograme, din direcții diferite. Da. Zaf coboară. Da. De asta ești mai vesel. E adevărat, s-a și tuns. Și asta cred că l-ajută. Asta mă gândeam azi dimineață, că am dat ceva păr jos și s-ar putea ca de acolo să fie. Te-ai și spălat? Am făcut și un duș. Perfect. Dacă te-ai și șters cu prosopul și ai ajuns la 100, ești perfect. Ăla e. Deci ai atins 100. Da, sper ca și voi să faceți același lucru. De ce? Ca să plecăm de la egalitate. Că asta urcă. Păi tocmai. Da. Pentru mine nici nu e foarte greu. Și eu cred că am mai slăbit, pentru că au început să cadă niște pantaloni de pe mine care nu cădeau până acum. Deci e muncă grea aici la noi, să știți, dar poate o să simțiți un pic de veselie pe ultima sută înainte să leșinăm de foame. Însă oricum am descoperit secretul, am găsit soluția de slăbit. Universitatea neozeelandeză Otago, da, despre care nu știam că există, dar mă bucur că am aflat, împreună cu cercetătorii din Marea Britanie, faimoșii cercetători din Marea Britanie. Aia nu te-ai zbăcat peste tot, mai. Deci până în Noua au sunat. Cred că nicio universitate nu îndrăznește să facă un studiu fără să-i contacteze. Da. Fiți amabil, de la Otago suntem. Da, am sunat la cercetătorii britanici. Da, dați-mi și, da, și nouă, doi. Hai, fiți atenți. Că nu vrem ce idee avem. Deci, anunță că au dezvoltat un sistem infailibil de slăbit. Este vorba de un dispozitiv magnetic, care se montează pe molarii superiori și inferiori. Dinți, adică. Da. Așa. Molarii tip dinți. Așa. Și nu permite dispozitivul deschiderea gurii mai mult de 2 mm. 2 mm? 2 mm. Deci un fel de centură de castitate bucală. Nu cred. Ba, păi da. Ce șmecherie ai făcut? Păi asta e șmecheria, nu poți să mănânci. Practic nu poți decât să mănânci alimente lichide. Auzi, dacă ești un pic stirb, nu te ajută? Un pic stirb, da. Te ajută. Persoanele cu strungăreață sunt avantajate. Dispozitivul se numește Dental Slim Diet Control. Inițial am crezut că este o glumă, dar am verificat, nu, este prezentat în publicație științifică și a fost și aplicat. Deci Diet Control a fost testat cu succes pe un grup de voluntari. Mai precis, e vorba de 7 voluntare. Okay. Care aveau probleme cu greutatea. Timp de 2 săptămâni, dânsele n-au putut consuma decât alimente lichide prin intermediul paielor. Paie foarte subțiri, cred. Și doamnele au slăbit în aceste 2 săptămâni în medie câte 6 kg. Și au și tăcut mai mult. Asta cred că le-a consumat. Asta, păi da, asta e. Asta cred că le-a consumat foarte tare, că nu puteau să vorbesc. Dar nu puteau mai bine să le pună corega pe dinți? Corega, deși nu, deci nu numai pe interior, ci și pe exterior. Corega. Numai pe exterior, în cazul lor. Dacă de ce să pui dispozitive magnetice, pune-i frumos, că am înțeles că ține foarte bună. Ține, da. Și totuși să știți că unele voluntare au recunoscut la final că au și trișat un pic. Adică ce? În ce sens? Au sub ciocolată topită cu paiul. A, vezi dacă băgau... Da. Banda adezivă coregă, sau cum se cheamă, nu mai aveau. Nu poți opri creativitatea pofticioșilor din punctul ăsta de vedere. Dar bagi nici la falcă. Păi și de la falcă mai încolo, unde se duce? Dacă ai toți dinții... Topește acolo, ai satisfacția că ți-e acolo, că hamsterul niște mâncare și ai... Faci absorpție tegumentară, nu? Adică absorbi prin piele. Prin gingii. Că s-ar fi în stare să sugă un mic cupaiu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.